Peste 200.000 de carduri naționale de sănătate sunt active în județul nostru, dintr-un număr de peste 270.000 câte au fost tipărite. De asemenea, sunt și carduri neridicate în număr de 3.000. Au fost un număr de aproximativ 267.000 de carduri distribuite în județul Gorj. După toate etapele, au fost până acum trei etape de distribuire, s-au returnat în jur de 13.000 la sediul nostru, din care au fost trimise către medicii de familie și ridicate personal de cei care au aceste carduri și au mai rămas un număr de 3.000. Deci, practic, vorbim de un procent de 1,23% din totalul cardurilor distribuite care sunt la sediul nostru și neridicate de asigurați. Pe lângă cele 3.000 de carduri, alte 100 au fost refuzate pe motiv religios. Carduri refuzate sunt în jur de 100 de carduri. O parte din cei care au refuzat în prima fază au început să vină să și le ridice. Noi credem că vor rămâne foarte, foarte puține carduri care practic o să rămână la noi. Cei care încă le au la noi, există acel termen de 2 ani de zile în care se păstrează, în timp în care toată lumea are timp să vină să-l ridice. Asigurații care nu au intrat în posesia cardului îl pot ridica de la sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, instrumentul medical fiind pus la păstrare timp de 2 ani. După această perioadă, cardurile de sănătate vor fi distruse.